Bine v-am regăsit, prieteni. Când polițiștii și-au consumat toate resursele în anchetarea unui caz complicat și nu au ajuns la o soluție, în cele mai multe cazuri apelează la un clarvăzător în care își pun toată încrederea. Azi vă prezint 5 cazuri în care poliția a colaborat cu un medium. Când mediumul australian Debbie Malone a anchetat cazul unei dispariții vechi de 5 ani, nu s-a oprit până nu l-a rezolvat. Maria Scott a dispărut în februarie 2003 și din cauza vieții dezordonate, ea fiind prostituată, cei care au anchetat cazul au crezut că e vorba de o sinucidere și astfel l-au închis fără să facă prea multe investigații. Totuși, în 2008, fiind solicitată de către poliția locală, Malone a spus că simte că Maria ar fi murit din cauza unor înjunghieri într-o fermă australiană, iar această informație a condus polițiștii direct spre corpul neînsuflețit al Mariei Scott, unde, de asemenea, arma crimei, un cuțit, fusese găsită. Debbie Malone a ajutat la găsirea multor cadavre ale persoanelor dispărute, susținând că poate comunica cu morții, asta făcând-o un medium între cele două lumi. În 1961, detectivii din Brooklyn au cerut ajutorul faimosului parapsiholog și clarvăzător german Gerard Croisset pentru a găsi o fată dispărută pe nume Edith Kiecorius. Croisset a fost de acord să ajute în rezolvarea cazului, dar a spus că nu se va deplasa în Brooklyn și a cerut să-i fie trimise câteva lucruri personale de ale lui Edith și o hartă a împrejurimilor. La scurt timp a primit câteva haine și o poză care aparțineau victimei. Surprinzător, Croisset a avut o clarviziune în care îi apărea cadavrul lui Edith și o locație specifică pe care a descris-o detectivilor ca fiind o clădire gri cu 5 etaje. Asta, împreună cu alte detalii, au condus poliția la o pensiune de pe West 20th Street, numărul 307, unde, într-o cameră la etajul al doilea, a fost găsit corpul lui Edith. Cu toate astea, viața lui Edith nu a putut fi salvată, însă criminalul a fost identificat și arestat. Australianca Paula Brown a dispărut în anul 1996 și nimeni nu știa nimic de ea. Logodnicul său, sfâșiat de durere, l-a angajat pe mediumul Felipe Durant să-l ajute să o găsească. La scurt timp după ședința de spiritism efectuată de către Durant, logodnicul fetei a fost sunat de către poliție și informat că a fost găsit corpul neînsuflețit al iubitei sale de către un tirist, iar din primele cercetări a reieșit faptul că a fost victima unui accident rutier. Aceste cuvinte le-a auzit și cu câteva minute înainte de a primi telefonul din gura mediumului, care s-a folosit doar de o șuviță a victimei, un pendul și o hartă pentru rezolvarea misterului. Unul dintre cele mai sinistre cazuri de detectivi psihici este cel al Pascarelei Downey, care a cerut să fie lăsată să investigheze uciderea brutală săvârșită împotriva unei femei pe nume Penny Serra în 1971 în Connecticut. Downey a spus că simte că ucigașul miroase a ulei, poartă haine de mecanic auto și are o insignă cu numele său care începe cu litera E. De asemenea, a precizat că ucigașul nu va fi prins prea curând, deoarece se ascunde foarte bine. 30 de ani mai târziu, în 2001, Edward Grant a fost condamnat pentru omor deosebit de grav, săvârșit împotriva lui Penny Serra, la acea vreme Edward era mecanic auto. Vă mulțumesc pentru vizualizare, iar dacă v-a plăcut, dați un like, un share pe Facebook sau un subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.